Familia femeii în vârstă de 29 de ani a intrat în panică după ce aceasta nu a mai răspuns la telefon, astfel că mama ei a mers la locuința din Călinești. Aici a găsit ușa încuiată și a văzut-o pe tânără jos, fără suflare. Au fost anunțate autoritățile care au demarat o anchetă. Mama tinerei susține că în ultimele 2 luni fiica ei ar fi primit mai multe amenințări cu moartea de la un individ de pe un site de socializare. Victima ar fi făcut chiar și o plângere penală în acest caz. Nu avea pe nimeni, se ducea la servici, se ducea la servici, se ducea la școala de șofer, nu avea pe nimeni. Mi-ar fi spus pentru că copilul meu tot timpul spunea dacă era ceva. Mi-ar fi spus, eu nu consider că nu mi-ar fi spus niciodată nu s-a ferit de mine. Fata n-avea pe nimeni. La ora actuală, și a încercat poliția să-l caute pe individul ăsta după IP? Niciun răspuns. Când ați făcut, doamnă, plângere? Cât timp a trecut? O lună jumate, aproape 2, hai maxim. Cam așa. Deci are inclusiv apeluri la 112? Da. A sunat într-o noapte, că tot așa a stat cu mine în telefon, că a zis că ar fi primit un mesaj că îți omor căței. Ai unul alb și unul negru și așa e, unul alb și unul negru. Era un curte în spate și a zis că îți omor, sunt la tine în curte, uite, omor cățeaua aia albă și după aceea te omor și pe tine și mă duc și îți omor și copiii și pe măta și pe... și toată familia. Și atunci a venit echipajul de poliție. Atunci a venit echipajul și a zis că n-a găsit nimic și că n-au ce să facă. Și iubea copiii la nebunie. Fata ei azi noapte a avut temperatură. Dacă ea... Nu consider că n-ar fi venit când știa că copilul ei a avut temperatură azi noapte. Aici m-a alertat și de asta am și venit astăzi seară încoace. Am găsit. În ziua în care s-a întâmplat nenorocirea, cei doi copii ai tinerei se aflau la tatăl lor. Aceasta se afla în divorț cu el, astfel că trăiau separat. La fața locului, în momentul în care au venit anchetatorii, a venit și soțul femeii, care a declarat că nu știe cum s-a întâmplat tragedia. Pe la ora 5 am fost la el. Ați sunat-o și dumneavoastră? Am sunat-o de azi de dimineață, într-una, până acum. Și n-a răspuns? Nu mi-a răspuns în nicio formă. Copiii erau la dumneavoastră? Da, copiii sunt la mine. V-ați certat de ceva? Nu ne-am certat, nu ne-am certat. Nu era la seară când am vorbit cu ea, nu părea supărat. Ce v-a zis? Care a fost ultimul lucru care l-ați vorbit cu ea? Să cumpăr medicamente la copii ca să te vine de dimineață și mie. Și n-a mai venit? Și n-a mai venit. Mai avea cineva cheile casei? Înțeleg că ușile erau încuiate. Nimeni nu mai avea în afară de ea. De mama sacră, cred, nu știu. Vecinii au fost uimiți la aflarea veștii că tânăra a fost înjunghiată. Aceștia au precizat că nu știu ca fata să fie avut vreun conflict cu cineva. Era liniștită, uite, dânsul ei bărbatul. Ei aveau copii, se ducea cu ei la grădiniță. Când ea, n-am auzit ceartă, n-am auzit bătaie, n-am auzit... Știați să existe cineva să vrea să-i facă rău? Nu știu eu. Polițiștii nu au găsit vreun cuțit și nici vreun bilet din care să reiasă o posibilă intenție sinucigașă. În urma cercetărilor, oamenii legii l-au reținut pentru 24 de ore pe fostul soț al femeii, acesta devenind principalul suspect. Ancheta a fost preluată de parchetul de pe lângă tribunalul Argeș.